Victor Ponta temperează entuziasmul de la subliniere din casolemna Parlamentului, dacă cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorbă frumoasă. Video. Fostul premier Victor Ponta, deputat neafiliat, a făcut marci un apel ca proiectele importante începute în Republica Moldova, în timpul mandatului său, să fie continuate. Sublinierea i-a subliniat ce, în cazul în care România va oferi doar vorbe acestei țări, este posibil ca la alegerile parlamentare cecenii moldoveni să meargă spre Rusia. Salut vorbele frumoase, sublinierei declarațiile care s-au făcut astăzi, dar mă gândesc ce, dacă cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorbă frumoasă din ultimii 28 de ani, astăzi ar fi fost cea mai bogat car din Europa. Din acest motiv vreau să fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante pe care le-am des subliniere urat împreună cu domnul prim-ministru Leang, cu domnul presubliniere din Tecandu, mă refer la geredinice, la microbuze, la sala cu org de la Chi subliniere Inu, la teatrul de la Cahul, gazoductul, să fie continuate, pentru ce tot ceea ce ne dorim noi fere voi politic de ambele perci nu se va realiza vreodată. A declarat Victor Ponta, în subliniere din casolemna legislativului de la București, subliniere-ti, dedicat împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. El a precizat ce în 2014, având sprijinul sublinierei prietenia României, alegerile în Republica Moldova au fost cu subliniere tigate de forțe pro-europene, pro-române subliniere tig. În noiembrie anul acesta vor fi din nou alegeri. Dacă vor primi de la București subliniere-ti doar vorbe frumoase, s-ar putea ca cecenii Republicii Moldova să decid la alegeri să nu vin spre România, ci să meargă spre Rusia, a afirmat Ponta.